E, uite, prietenul Dani cum l-a atacat pe Antonio, indirect, evident că nu știa că este vorba despre el, în ce privește curățenia în baie și faptul că acesta a intrat încălțat și a lăsat niște urme pe egresie, a început să facă în toate felurile, să spună că este un jegos de om, cel care a făcut acest lucru, nespălat și așa mai departe, că el o să scoată în evidență caracterul, să vadă viitoarea lui soție cu cine are de a face și toate celelalte. A repetat de mai multe ori cuvântul jegos. Nu știu ce a fost această ieșire la Dani, a fost exagerat, sincer vă zic, dar ați văzut când a aflat că era vorba despre Antonio, s-a cam liniștit așa, nu știu, parcă s-a înmuiat puțin. Chiar și Hatice l-a întrebat că de ce nu i-ați mai zis nimic când ați aflat că era Antonio. De aici putem trage concluzia cumva că lui Dani este frică sau groază de gura lui Antonio? Pentru că după aceea nu a mai vrut să spună nimic și a luat-o pe gluma. Oricum, Antonio știa că este vorba despre el și a lăsat să-și facă numărul. În special, Dani și Dima insistau iarăși pe tema aceasta, dar mai mult Antonio a fost jignit de către Dani. După cum ați văzut, l-a făcut de mai multe ori jegos și jeguman, ceva de genul acesta. Oricum, foarte urât s-a exprimat, foarte, foarte urât. Nu mi-a plăcut deloc. O atitudine mult exagerată.